Paint 3D, logică geometrică. Geometria este o ramură a matematicii care se ocupă cu relațiile spațiale. Creierul nostru face calcule spațiale geometrice de la primele momente ale dimineții și până la ora repausului nocturn. În prima parte a lecției vom deschide lista obiectelor 3D pe care o regăsim în fila formelor 3D a aplicației Paint. Putem vedea aici cubul, sfera, emisfera, conul, piramida, cilindrul, tubul, etc. În partea a doua lecției, pornind de la obiectele anterior menționate, cu ajutorul butonului grupare, putem construi forme noi, forme complexe, forme spațiale, arhitecturale. Sarcina de lucru 1. Editați două fișe de antrenament logic cu următorul conținut. Fișa 1. Câte fețe au corpurile de mai jos? Fișa 2. Cubul are 6 fețe, iar piramida are 5 fețe. Sarcina de lucru 2. Editați două fișe de antrenament logic cu următorul conținut. Fișa 1. Care este imaginea văzută de sus a construcției alăturate? Rezolvare. Extragem cubul din fila formelor 3D a aplicației Paint. Vom folosi această imagine ca pe o platformă pentru construcția noastră. Deci renunțăm la datele inițiale ale cubului. Cubul devine paralelipiped. Schimbăm și culoarea conform cerinței. Plasăm această platformă într-o zonă centrală a pânzei de desenare. A venit momentul inserării celei de-a doua forme, forma cilindru. Aplicăm reglaje de verticalitate, deși construcția poate să fie, apropo de turnul din Pisa, așezată sub un alt aspect decât cel standard. Pentru acest cilindru alegem culoarea albastră și decidem ca el să depășească una dintre marginile platformei orizontale de culoare verde cu copiere și lipire. Am adus pe pânza de desenare, pe suprafața de lucru, noi cilindri, cărora și lor le găsim verticala, le găsim vecinii. Pentru cilindru galben optăm la o încadrare la limită și elementul grupare transformă construcția într-o reprezentare spațială nouă. Iată, a venit și momentul ca să observăm imaginea de sus a figurii nou create. Soluția problemei este
Acesta este conținutul fișei 2. Tema pentru acasă. Cu ajutorul formelor 3D ale aplicației Paint, construiți castelul din imagine. Precizați numărul formelor cub folosite, numărul total al formelor con utilizate, numărul total al formelor 3D necesare. Care dintre figurile din partea dreaptă etichetate cu literele ABC este varianta identică a figurii de mai jos? Vă mulțumesc!